Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Voi face astăzi o etalare pentru a vedea surprizele zilei, să vedem ce surprize vor fi astăzi. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante și să vedem dacă ziua ne rezervă surprize plăcute. Așadar, vă invit să vă alegeți variantele cu pietrele. Prima va fi piatra verde, a doua piatra albă, a treia piatra roz, gândindu-vă așadar la această zi care abia a început, la ce vă doriți de la aceasta și să vedem ce rezervă la această zi, ce surprize vor fi, pentru ce ne putem bucura. Prima variantă, piatra albă, așadar, a doua piatra verde, prima, a albă, a doua, roz, a treia. Și voi începe cu prima variantă. O să las aici piatra verde ca să o vedeți mai bine. Și să vedem ce spun sibilele. Voi folosi sibilele pentru că ne arată niște imagini mai clare. Să vedem care sunt surprizele acestei zile. Pentru ce puteți bucura cei de la varianta pietrei verzi, care sunt reușitele acestei zile. Suceți niște cărți, să știți. Să suceți niște situații. Niște noutăți pot apărea, niște noi cunoștințe, dar trebuie să fiți atenți și la niște persoane, puțin mai, o persoană mai în vârstă pare așa mai șmecheră. Da. Pentru unii pot apărea vești chiar de reîmpăcare, refacerea unei relații, cineva care parcă îi pare rău. O reușită, da. Dar totuși trebuie să fiți atenți și la provocări. Ceva pe neașteptate care poate apărea, ceva să vă supere. Oricum e vorba de sănătate, ori e vorba de vreo ceartă, de ceva care se strică, poate să fie în casă sau în afara casei. Da, poate să fie vorba și de această stare de vreme, poate, sau de sănătate, probleme. Deci pot apărea așa lucruri pe neașteptate, care un incident, ceva care să vă dea peste cap, poate de aceea se răsturnau niște lucruri, se grăbeau niște cărți, se întorceau niște situații. Poate că această stare de criză în care suntem, sau de starea vremii e mai proastă, sau o stare de spirit proastă, dar în orice caz, reușite apar. Deci veți avea reușită într-o anumită situație pe care vreți să o faceți. Puteți să vă eliberați poate de niște neplăceri, vă liniștiți într-o anumită situație. Apare chiar și șansa unui flirt, a unei plimbări, poate ieșiri în societate. Să vedem ce e cu această reușită. Această reușită e acasă, legată de o casă sau legată de ceva stabilit, asigurare, nu știu, ceva stabil, ceva sigur. Vă simțiți în intimitatea casei în siguranță, sau vă eliberați de niște temeri, de niște frici legate de casă, de siguranță, de o problemă personală legată de familie. Da, această neplăcere poate să fie vorba și de o neliniște. Aveți voi multă neliniște, pe neașteptate veți fi neliniștiți de ceva, aveți niște temeri. Pot apărea și niște, poate și din cauza altor persoane cu care interacționați. Aveți câștiguri, să știți, sau la muncă puteți avea un flirt pe surpriză, da? Apar speranțe noi de o nouă dragoste, de o nouă relație, chiar de câștiguri pe neașteptate, da? Deci așa văd cărțile. Mai punem câte una. Sigur, puteți avea șansa de o nouă afacere, fie că de acasă vă vine vreo idee, fie că voi deja lucrați de acasă, faceți ceva pentru casă, pentru familie și acest lucru va avea succes. Pot apărea și pe neașteptate mai multă pasiune în casă, cu partenerul, spre exemplu, reușita amoroasă. Da, aici mi-apare deci această neliniște pe care voi o aveți legată poate și din cauza banilor. Voi așteptați niște bani, poate unii dintre voi. Și există așa și o stare de tristețe, de melancolie, de regrete, poate că ați trecut peste niște situații, n-ați rezolvat la timp niște situații sau că ați pierdut niște bani. Apare și o stare de singurătate pentru unii, poate de aceea aveți această stare de neliniște, de
singurătate, de tristețe. Unii poate vă aduceți aminte de cineva, aveți niște regrete, da? Deci puteți, dar în același timp aveți și succes, și realizare, fie de muncă, fie de bani, chiar și o nouă, apare și o nouă relație pentru unul dintre voi, sau un flirt. Și să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă, să vedem surprizele zilei pentru voi. Se grăbește o femeie. O dragoste. Cineva, un bărbat, vă cântă dragostea. Da, un bărbat. Da, poate să fie vorba de ceva așa mai. Nu e ceva serios sau. E un flirt așa mai. Niște vizite. Aici mi apar niște vizite. O femeie mai în vârstă sau v-ați dat dovadă de mai multă maturitate. Pe neașteptate, din cauza unei persoane care e poate mai superficială. Puteți avea de-a face și cu niște gesturi generoase, cineva care să vă facă niște cadouri, ori veți primi vizite, ori veți face voi vizite. Ia să vedem acest bărbat. Acest bărbat poate să fie din societate, poate să vă rezolve o problemă, o ceartă, o discuție, sau ați avut cu această persoană o ceartă, o discuție, să vedem. Da, aceste situații, atenția la niște imprudențe, că s-ar putea în afara casei, poate unii dintre voi să nu aveți probleme cu justiția sau cu autoritățile, poate și din cauza unor certuri, discuții, poate și din cauza unor gelozii, a unor pierderi de bani, să nu primiți vreo amendă. Să vedem aceasta. Da, poate aici să fie vorba și de faptul că trebuie să rămâneți pe loc sau să păstrați, să vă puteți avea, poate unii dintre voi vă doriți o reușită și o puteți avea prin intermediul unei persoane cu funcție pentru o dispută, pentru o ceartă, pentru o neplăcere. Această ostilitate, aceste obstacole sau neplăceri pot apărea pentru casă, legate de casă. Vă duceți acasă, poate unii dintre voi vreți să faceți un drum acasă, că am zis că faceți poate un drum sau o vizită, să vă duceți într-o casă, la o casă, într-o altă țară și poate aici să apară niște obstacole, niște neplăceri și vă, da, uite, călătoria. Și poate că vă ajută autoritățile. Aici apar niște vești legate de călătorii, de drumuri, de casă. Deci pe neașteptate vorba de vizită, orică vine, orică trebuie să vă duceți în vreo vizită. Și aici pot apărea și niște obstacole neplăcere. Nu trebuie să tratați așadar cu neglijență situația în care ne aflăm, pentru că puteți intra în dispute cu autoritățile, poate, sau cu persoane geloase, persoane care trebuie să fiți poate prudenți pe drum, că puteți avea de-a face cu persoane invidioase, geloase, frustrate, poate, și atunci apar niște neplăceri. Cam asta e ce văd și la a doua variantă. Și haideți să vedem și la a treia, varianta cu piatra roz. Să vedem la voi ce se întâmplă astăzi, ce surprize vin la voi pe neașteptate, pentru ce vă puteți voi bucura. La voi se grăbește un pisic, o pisică, o persoană falsă sau atenție la înșelătorii, la minciuni, la trădări. Să vedem. Credință. Vă trebuie mai multă credință. Voi poate așteptați pe cineva sau să plecați undeva, aveți o neliniște. Păstrați-vă speranța că lucrurile se pot îmbunătăți. Sigur că da, chiar vă vin bani, poate și petrecere veți avea. Veți avea și niște obstacole, poate ceva întârzieri, ceva sau persoane care nu sunt tocmai sincere. Poate veți fi și puși în dificultatea alegerii să faceți niște daruri, să vă duceți poate la vreo căsătorie. Unii poate aveți vreun eveniment, ceva de sărbătorit în casă. Că aici mi-a apărut și căsătoria avantajoasă, poate să fie vorba și de vești de bani, de muncă, un nou loc de muncă, un contract, dar poate veți fi puși în în dificultate. Nu știu dacă nu știu dacă aveți, să aveți încredere sau să vă duceți sau nu, sau să acceptați locul de muncă sau nu, sau propunerea în căsătorie, că pentru unii poate să fie vorba și de o propunere în căsătorie. Poate veți avea nevoie și de sfaturi, puteți primi niște sfaturi. Ia să vedem. Da, vă vine veste, vă vine vreo veste, ceva de vreo, ori în propunere de un loc de muncă, ori de o căsătorie, de bani ceva. Totuși aici, la această dificultate a alegerii, este vorba și de o înșelătorie, de o trădare, de o minciună. Cineva nu-i tocmai sincer. Vrea o schimbare, dar nu tocmai în avantajul vostru. Da, aici sfaturile le primiți pentru reușită, pentru a vă elibera de niște griji, de niște dubii, poate, sau
Vedem această veste pentru bani, deci bine pentru bani, consolare, poate chiar cerere în căsătorie, poate chiar declarația de dragoste a cuiva. Da? Dar această hoție e pentru norocul vostru, deci să fiți poate voi mai șireți, că puteți avea noroc, să fiți mai înțelepți, pentru că aveți noroc, aveți un succes astăzi, să știți. Poate chiar și cu autoritățile statului, aici văd și un preot sau un jurist. Există totuși o adversitate, așa, dar trebuie să fiți prudenți că există acest hoț, am zis, există cineva care e fals totuși. Trebuie să fiți prudenți, deci trebuie să fiți voi mai șireți, mai înțelepți, ca să zic așa, ca să depășiți niște obstacole pot apărea, niște întârzieri sau ceva care să vă... Dar aveți noroc în orice caz, aveți câștiguri, chiar propunere, veste bună, nu știu ce vă vine vouă astăzi, ce succes veți avea, daruri, cadouri. Da, poate chiar să plecați undeva la vreo petrecere, să petreceți, să vă întâlniți cu niște persoane. Deci astăzi apare o zi frumoasă pentru cei de la a treia variantă. Cam asta e tot ce văd pentru astăzi ca surpriză. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că vă veți regăsi pe parcursul zilei de astăzi, că surprizele vor fi toate plăcute pentru toată lumea. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rod, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!